aceste 15-11-2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local pentru data de 22-11-2023, ora 10, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului comunei Ștefan cel Mare, numărul 500, din 31-10-2023, cât și aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 4 al anului 2023. Inițiator, domnul Vlase Ion, primarul comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 pentru școala gimnazială numărul 1 Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, ordonator terțiar de credit. Inițiator domnul Vlase Ion, primarul comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1 milion lei. Inițiator domnul Vlase Ion, primarul comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al OAT Ștefan cel Mare pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASC CRAB Bacău din 11-12-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzute în contractul de concesionare numărul 163 din 12-1-2005, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate între Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare și doamna Carga Șorodică, reprezentant legal al Cabinetului Medical Carga Șorodică, medic de familie, pentru spațiul cu destinație Cabinet Medical. Inițiator, domnul Vlase Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general actualizat la faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri comunale, sătești și de interes local în satele din Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Sadini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator domnul Vlase Ion, primarul comunei Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii obiectivului de investiții, respectiv a cererii de finanțare, procedurarea energiei electrice și surse regenerabile de energie solară, înființare parc fotovoltaic în Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Inițiator domnul Vlase Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Depunerea jurământului, mandatului de consilier local, membru supleant al domnului Zlotu Ion Lucian din partea partidului PMP. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Pentru bună desfășurare a ședinței, o să luăm în discuție fiecare proiect de hotărâre pe care l-am prezentat și vom începe cu depunerea jurământului mandatului de consilier local, supleant al domnului Zlotu Lucian din partea PMP. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Jurământ, sub semnatul propriu anunțiatul, șef al Consiliului Local și Mătării, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificări și obiectări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și cu cererea mea pentru binele locuitorilor comunei Ștefan cel Mare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Eu vă mulțumesc pentru încrederea care mi-a acordat să mă dau ședințe care vor urma la Consiliul Local și activități pe care voi desfășura ca și consilier local acum. Reprezintă o responsabilitate în plus față de locuitorii comune și am să dau toată ședința
Să vă arăt cu toate și să trecem în comună. Vă mulțumesc. Mulțumim. Continuăm. 1. Proiect de hotărâre primit validare și însușirea dispoziției primarului Comunei Ștefan cel Mare, numărul 531-10-2023, cât și aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 4 al anului 2023. Deci, validăm dispoziția numărul 500 din 31 octombrie, prin care am rectificat bugetul local cu banii care i-am primit pentru actualizarea fogului în sistem GIS, pentru actualizare proiectului de la fonduri europene. Deci, validăm dispoziția 500 și rectificăm bugetul pentru 34, în principiu cu pe minus. Cu sumele care ne le-au retras de la TVA pentru bursele de la școală. Au dat în... Nu, tot aici. Ne retrage din bugetul local și urmă din bugetul școală, da? Deci 342.000 este un act normativ prin care guvernul retrag sumele din TVA de la OAT-ul și de la Ministerul Educației și îi dă direct prin bugetul de stat bursele pentru școală. Celelalte sume care le vedeți în buget sunt transferuri de credit de la un capitol la altul, de la un aliniat la altul, în funcție de cum avem nevoie până la sfârșitul anului. Și tot în bugetul ăsta identificăm pentru cererea de transfer pe care am depus-o la Ministerul Dezvoltării pentru prima tranșă de plată de la școală de la Butinaș pentru valoarea elegirilor. Despre asta vorbim. Discuții, dacă mai sunt. Supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 pentru școala gimnazială numărul 1 Mnec Băiești, Comuna Ștefan cel Mare, coordonator terțial de credite. 342.000 îi retragem din bugetul primăriei, că noi suntem ordonatorul principal, dar trebuie dată hotărâri din Consiliul Local ca să le înaintăm școlii, prin care să-i anunțăm că li s-au retras din bugetul lor, că ei sunt ordonatori terțial. De astăzi, două hotărâri, una e a școlii, una e a noastră. Alte discuții, dacă mai sunt? Supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abținere? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări ambursabile interne în valoare de 1 milion lei. Eu o să vă spun câteva cuvinte. Deci, pentru școala de la Butinaș, pentru partea de extinderii, sunt cheltuieli neeligibile. Cheltuieli neeligibile sunt doar pentru reabilitarea școlii, corpului existent. Dar se extind, se construiește. 3 clase, parcă, nu? 3. Asta sunt aprobată, dar avem o... aprobarea Consiliului Local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice. Suma este foarte mare, nu putem suporta din bugetul local și vrem să contractăm un împrumut. Iar această hotărâre este pentru autorizarea împrumutului de la Ministerul de Finanțe. Împrumutul vom face prin bancă, prin Banca Transilvania. Am mai făcut și în alți ani pentru investițiile care au fost. Și îmi trebuie hotărârea ca să pot trimite documentația la să-mi autorizez Ministerul de Finanțe împrumutul pentru Banca Transilvania. Împrumutul vom lua pe 9 ani. Sper eu să-i apropii, să îl descurcăm ca să putem plăti constructorul. Constructorul lucrează de acolo. Dar e foarte bine, oricum trebuia încă două, trei săli de clasă. Deci e foarte bine. Da, dumneavoastră știți de la hotărârile anterioare în care ați acolo. Alte discuții, dacă mai sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunei Ștefan cel Mare pentru ședința Adunării Generale Coordonare a Acționarilor CRAB Bacău din 11-12-2019. Domnul Azaparul.
mai văd proiectul număr 4. Eu avem o întrebare la proiectul ăsta. Reprezentantul nostru că se duce acolo în ședință, nu poate să ridice și niște probleme care să regăsesc în teritoriu. Da. Adică de funcționarea instalațiilor, de cum se prezintă, cum se... Adică ne-am mulțumit cetățenilor care să le acumuleze și să le... Astea sunt discuții la diverse în cadrul ședinței. Da, dar era vorba de grav, de asta am zis să arătăm. Ei au o ordine de zi, ca și noi. Ca și noi, da. Avem o ordine de zi, acolo, da. Așa, și la diverse. Deci se poate pune la domnul Hazapalo anumite probleme și să... Dar el știe foarte bine și chiar... Da, dacă vin și cetățenii, poate că, eu știu, are nu, efect... Nu numai de la noi se ridică probleme, se ridică probleme și de la alte. Problema tehnică, în general, de la așa este. Se cita Cristi tot. Extinsă. Nu? Aveți de-a vă plinca. Nu, dar acum, poate să spună cineva, este lipsă de apă? Nu. Nu. Este apă crescut tot. Au crescut izboar, sau onism. Dar nu se mai văd prin credință. Vreau să spun că sunt probleme de siguranță și de curăție de acolo, în zona de captare. Deci am fost în zona și am văzut. Adică nu e împrejmuit ca să intre, ca să... Erau chiar casele de apă fără capacele, fără lacăte, se putea face orice în căminile alea. La apă de la grava? Apa noastră, care e de pădurea, de pădurea, da. Da. Da, da, da. Bine, acum au pus lacăte, am vorbit cu... Și nu pus lacăte închisul. Dar, vedeți dumneavoastră, ieri dimineață nu era apă în Rădeana, de la instalația nouă făcută. De la ăla, puțul. De la puțul forat? Da, de la puțul forat. Deci pompa care era băgată în puț nu mai lucra. Păi ce ați zis? E o defecțiune la... Dar nu a fost defecțiune. Nu. Un binefăcător cu ghilimele de rigoare, un spart la apătul, la împrejmuire, și-au distrus tabloul de automatizare. Da, și tabloul că am lăsat afară. În curte. E închis. În curte, da. Păi da. Într-un tabloul închis, asta e cea mai... Aveam un tablou închis dincolo, la rezervorul tamon. Și m-a dat acolo distrus. Și tot distrus și acolo. Da. Da, e vorba. Auziți, domnul primar, de exemplu, pe strada mea acolo, sunt două trasee de apă. N-ar fi bine să desfințăm unul care e, nu știu eu, și să le amână numai unul singur? De ce care? Da. Deci sunt două, dar unul e funcțional, atât. Da. Deci am luat doar unul funcțional. Obligatoriu să o desfințăm. I-am luat? Da, cum? I-am luat de jos. Ăla, inițial. Așa? Ăla nu mai are apă el. Că nu au avut niciodată. Doar de ce a făcut al doilea traseu? Bine, a făcut să ajungă apa la toată lumea, toată ulița aia și când l-am făcut, sunt desfințat, s-au luat ăla de până așa. Că nu e funcționat. Brașamentele nu s-au luat de la ăla și s-au pus ăsta. S-au făcut separat, da. Vedem busurile de traseu vechi și n-are apă și restul e de traseu nou și are apă. Păi dar și de ce nu oprește să înțelegi de traseu nou? Deci noi am făcut rețeaua. Dar n-am făcut brașamentele. Da, știa că s-a făcut rețeaua nouă, știa că o să fie apă pe rețeaua asta. Băi, și trebuie să mă așez cum are apă. Dacă e blocat traseul vechi, cum are apă? Nu are apă suficient, dar are apă. Asta e bun. Bun. Și dacă este și traseul nou, traseul vechi, ce încurc? A, nu. Dar de ce nu se branșează la traseul nou? Ca să aibă apă. Dar are presiuni mai mari. Are presiuni mai mari. Eu am zis asta în... Și dacă e traseul vechi, este contorizat, plătești? Pe consum. Da, îi citești. Păi de-a venit în urmă. Da, are consum. Da, are consum. Da, bun.
Pentru că apare pătre scursuri de apă pe aici, boala, la un moment dat iar se oprește, nu mai vine apa afară de noastră. De exemplu, la Costea, la Costic, o cursă apă o perioadă, nu mai curge apă. Acum am văzut că curge apă înainte de a ploua, pe la Sândică, mai la Vale, vreo două zile, iar se oprește acolo. Și după ce a nins în poartă la Trandiliana, la Ileanu, pe a trimis tractorul acolo, mașina să facă, s-a făcut o groapă 2 metri acolo. Ceva nu-i în regulă. O venit apa din pitea, ce dreapă? Acolo a fost, după ce s-o sărbat, s-o cu branșamentul, dar s-o compactat ca lumea. Dar știi de ce zic că de nevăzată? Femeia asta e plecată de acasă și mă închisa. Dacă ea avea apa deschisă și mai consuma, probabil că nu se forma groapa. Nu știu, eu zic și eu. Nu pot să văd. Cel mai în măsură ar fi Costică Bota și el este reprezentat o cravă. Deci apa, rețeaua de apă, este acravă, acum, în administrare. A viitor, vezi. Dar ar trebui ulița asta e de vorbă cu toți, să se branșeze la conducta nouă, la rețeaua nouă. Că mâine, poi mâine, se asfaltează și după aia corect, o să zică că vreau să mă branșez la... Corect. Și nu o să mai poate. Și acolo nu e ce... În cazul ăsta o tăiem pe aia pe ei, de tot, ca să nu fie probleme și rămâne aia nouă. Bine. Am văzut că sunt branșează în același cămin. Dar atât ai Maricica și cu Răileanu, cum ai au fost, nu știu cine mai stă acolo. Acum, atât erau branșați și cu Petrică, în partea stradă. Dar Petrică s-a branșat la rețeaua nouă și mai vechi a rămas doar la două case. Că nu așa. Mă doresc să nu fii spartă, nu, Cătălin. Eu las mă să fii spartă, când mi-a să purga apa. Asta e că poate și cel mai în măsură să spun. Da. Alte discuții la proiectul numărul 4, dacă mai sunt. Supun la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abține. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesionare 163 din 12.1.2005, așa cum a fost modificat prin acturi adiționale încheiate între Consiliul Local al Comunului Ștefan cel Mare. Tot asta l-am... Da, scuzați. Doamne, așa, Consiliul Local Comunul Ștefan cel Mare și doamna Cardaș Rodica, reprezentant legal al Cabinetului Medical. Fiecare așa spune. Da, vorba de dispensar. Da, supun la vă proiectul, nu știu discuții. Cine este pentru, împotrivă, abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic a indicatorilor tehnico-economic și a devizului general actualizat la faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri comunale Sătești și de interes local în statele din Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin programul național Angel Salini, precum și asumeri reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Banii finanțează la cheltuieli? Da. Sigur. Da. Am primit proiectul tehnic de execuție și urmează să scoatem la licitație execuția. Dar trebuie să înaintăm la Ministerul Dezvoltării proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform proiectului tehnic, conform devizului tehnic din proiect. Milioane este la Ministerul Dezvoltării și 611.000 conform hotărârii sunt din bugetul local. Deci, total valoarea investiției este 12.611.010.53 lei, de la bugetul de stat 12 milioane, de la bugetul local 611.010.53 lei. Deci este partea noastră de cofinanțare de 611. Să trimite la Minister hotărârea de aprobare a proiectului tehnic cu toate documentele și o să începem procedura pentru licitație la contractul de execuție. Până la sfârșitul anului o să avem
pe la sfârșitul anului între Crăciun și la nou, să fie termenul de limite de pune a ofertă. Nu știu, să vedem. Ba da, trebuie să grăbim la procedura de licitație. În cazul când un agent economic o să fie nemulțumit, să se facă contestație, să avem pe perioada de iarnă soluționarea contestațiilor. Să se apăce în prima mea. Da. Modernizare drumului. Da. Altele decât cele care se întâmplă, probabil, nu? Astea sunt BCNI, Compania Națională de Investiții. Da. Deci la Compania Națională de Investiții avem 7400 de metri. Aici avem 4715 metri. 4 km. 4 km 700 de metri. Deci, ca să vă spun, lungimea de drum la terasa mea e 4715. La stratul de fundație 4715, la stratul de bază 4715, îmbrăcămintea rutierului 4715, lățimii partii carosabile medie 3,64 metri, șanțul 5603 metri, lucrări de consolidare 202 metri. Și cam atât. Asta este indicatorii tehnici. Dacă aveți o mână rămâne. Putem să ne spunem ce reprezintă grupurile astea, ce la ce v-ați gândit, la ce... Păi, la cine am făcut? Deocamdată e aprobat, încât avem în... Aveți în vedere niște trasei, niște... Sigur că da, sigur că da. Aveți și în Nebuie, și în Bogdana, și în Ștefan cel Mare. Unii de la mine mă aveți. Să tu ai văzut. Cererea de finanțare e o problemă cu toate drumurile de pe primar. S-au aprobat. Noi când am depus pe programul ăsta Angel Salini, ghidul solicitatului spunea că să putem depune solicitări pentru investiții în valoare de, în primă fază de 4 milioane de lei. Noi am făcut de 43 de milioane de lei. Deci am prins cam toate drumurile din comună. S-a revenit. Și aprobarea a venit pe 12 milioane. Și atunci am tăiat din... Da. Am avut odată... Inițial am mers și da. Am avut odată aprobat și semnat contractul de finanțare în 2019 vreo 32 de kilometri de drum. Dar a dumneavoastră guvernare o binevoit, când a intrat la putere, o binevoit să taie din ordonanța 114, să taie acel fond de dezvoltare și investiții. Erau 600 de localități din țară care semnase contractul de finanțare. Alții aveau și contractul de execuții. Și o tăiat. Sică mandolină. Eu știu, da? Nu mai am dat dumneavoastră. Nu? Nu ar vrea să spune. Cum? Uar, mi se spune. Ah, da. Da. Acum faceți voi în funcție de... Asta e politică, nu? Și-i bună? E nu, dar unii... Au cetățeni suferit. Credeți că dacă o tăia finanțarea aia, am pierdut eu? E nu. Cetățenii au pierdut. Ca discuții, nu-i problemă. Și-ați pierdut și dumneavoastră, cei care pun discutabilă pe ei, susțineți. Da, nu prea să compensează. Da,
Nu vrea să compensează. Da. Ei, dar acum ne străduim să le... Acum o să le facem, în timpul cățierii, să se ia să nu trei. Da. O să iasă în trei. Da. Da, supun la 12 numărul 6. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu. 7. Proiect de hotărâre. Nu aprobare la depunerii obiectivului de investiții, respectiv la cererii de finanțare, producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, înființare parc fotovoltaic în comuna Ștefan cel Mare, în Gârbu Bacău. Da, tine. Deci vreau să depunem un proiect din Ministerul Energiei pentru panouri fotovoltaice. Ele vor fi amplasate în special pe acoperișul. Pe acoperișul de la școală de la Butinaș, la Căminul Cultural, la școală la Negoiești. Și dacă ați văzut în material, este și trebuie și școala Ștefan cel Mare, dar nu să fie, nu să mai fie școala Ștefan cel Mare, o să fie centru de zi. Și acolo, și la grădiniță, și la primărie, și la grădinița de la Negoiești. Deci ne-am gândit pentru reducerea cheltuielilor cu consumul de energie. E o finanțare eligibilă 100%. Deci nu avem contribuții proprii. Și ar fi păcat să... Deci, nu ne interesează numai infrastructura mare. Ne interesează și chestii de biserici nu și avem nevoie. Da. Dar pe proprietate. Pe biserică. Și în domeniul public al comunei. Biserica nu este în domeniul public al comunei. Nu o să intre nici la susținere cu energie. Asta este pentru iluminatul public, pentru școli și pentru primărie. Păi de-aia vrem să facem puțin titlul proprietar, să devenim cu acte din bisericii de astea, că după aia se poate depune proiecte către partii. Se poate accesa fonduri, dar așa dacă nu ai acte pe biserică... Au trecut 33 de ani când s-au depus cererile astea de reprocedare a proprietăților. Domn primar, 33 de ani. Ce să mă duc? Istorie. Da. Dacă acum se dorește, se facă, poate nici că reușim. Ei, da, e 33 de ani, dar fotovoltaicul a apărut acum 10 ani și așa. Nu, n-ai înțeles. Vorba de la... Reprocedare. Proprietate pe construcții. Pe cereu de sută. Da, alte discuții dacă mai sunt. Vorbim de la proiectul numărul 7. Supun la vot, proiectul numărul 7. Împotrivă, abține. Nemai fiind discuții... De mers. Liber. Propun ședința. Dar poate sunt de vers, chiar dacă n-ați dedicat, dacă ați fost toți de acord cu ordinea de zi. Eu am. Adică două. La școala asta de la Negoiești, arată bine școala, arată bine terenul de sport, dar WC-urile acolo arată urât. Nu se pot dărâma, ce condiții s-au făcut. WC-urile vechi. Nu, e un magazin și un... Sau un magazin. Că n-are utilitate. Copiii se duc la interior. Alea ca și cum aș fi locul de molati. Și arată urât. Am vorbit cu constructorul care face lucrările la școală de ajutorie. Și o să fie terenul curățat. Și o altă problemă. O să vedeți cum o să arată. O să arată bine școala. Vedeți cum o să arată. Arată bine, nu așa cum arată bine. Deci păcat că este un aspect. Ne investesc încă vreo 40 miliarde. Mai sunt și mașini mici acolo. Intră în contrastul prea mare. Și o altă problemă, înainte să mai...
ce eu sărbătorea 50 de ani de la căsătorie, nu-i cazul meu. De căsnicie se organiza o chestie de genul ăsta, să mai... sau în lipsă de bani. Așa cum așa, deci, la primării... Întotdeauna s-a dat, da, nu că se organizau niște... Nu mai fost într-un cadru festiv. Nu mai fost într-un cadru festiv, pentru că nu au fost multe cele. Așa a fost câte 3-4 cele pe an. Tot așa, s-a dat comandă de diplome, suma de bani aferentă. Pentru că și-o atunci. Da, nu știu dacă a fost. Nu, că la ei se făcea, nu care de la ei festiv, așa, fiind mai mult. Cu... Da, pentru că atunci au fost la început. Da, da, și mai atunci niște... Da, 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 și... Păi s-au dat anul trecut. Niște materiale de propagandă. S-au dat anul trecut. Bicelele care au fost făcute cu 5 ani în urmă. Cereri, că au făcut-o, s-au adunat cereri din urmă. Da, și au fost multe. Au fost mai multe. Au fost 80 de... Era în urmă, în urmă, în urmă. Era în urmă, în 2012, nu știu. Nu, în 2012. 2008 în seara. 2008. 2008. 2008. Mai bine cu felicitări, era bunistul. Da, nu. Dar nu știu ce se vă recunosc dacă... Dar era 2008. Da, l-ai transformat evenimentul într-o campanie de ceva. Da, deci a fost pentru prima dată. Așa, bascată, deci a fost ce ți-a bascată. Mai multe cereri adunate. Dar cine nu știu să viața aia, și bascată. Niște becuri, mai bine. Deci au fost multe familii și atunci am făcut-o într-un cadru mai fericit. Am chemat preoții din comun cu lumea. Dar am făcut exact ca și o slujbă de asta de... Dar și acum, cu cei de bun... Deci se continuă. Da, dar se continuă, se continuă. Am dat dar cine, cine ți-o zis? Fălică ți-o suntem, nu? Nu, nu, chiar nu, cineva care m-am... Da, da, să vină la colega noastră. Eu ne-am Petra, ca să zic. Adică are, eu zic, are 51 de ani, că zic cineva. O trebuie la pus aici? La 50, o trebuie la care 51. Am zis, adică, nu știu. La care 51 nu mai e la pe Petra. Da. Băi, da, 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 ei certificatul de căsătorie și ce? Și ce? Vorbim la modul serios acum, adică. Da, 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 dar și noi vorbim foarte serios. Da, da. Deci nu vă duc și mea bani, tot așa i-am zis să vină copii cu... Dacă vă veni, vă veni. Vă veni, vă veni, că dacă are 50 de ani, că nu știu. Are și fel. El are 70 de ani de vârstă, da? Are, el are, că cineva chiar să nu dipensați. La finalul asfaltului, unde se dorește, de la Valde Punte, de la postul, de la puntea aia. Deocamdată, construcțiile au încetat lucrările, că nu au primit niciun fel de finanțare de la CNI. Au se face de lucrări de comuse, au primit din vreo 40 miliarde de euro în ea. Și au asistat lucrările până când... Da. Dar eu zic, o să continui. Dacă s-a deci știți, lucrarea asta nu este contractată de primărie. N-am pățit niciodată să, la lucrări contractate de primărie să nu se continue, să nu se definitiveze. Ai da. Noi nu avem niciun cuvânt de spus la constructor, că punem în spațiu să continui sau să lucrească.
Se iau contractul cu CNI. Și parcă nu mi se pare corect. Deci noi umblăm primăria după bani, facem documentații și contractul face altcineva. Da. E că un acolo de asta s-a gândit ca să ia și primăria și să ia și altă primăria de asta. Adică să nu fie numai unii. Da, da. E vorba de responsabilitate până la urmă. Și în cazul când era primăria și în cazul cum este acum, ia numai cineva. Problema este că la minister sunt foarte multe proiecte de plasă. Primăria cheltuie bani cu documentații din tehnică. Și investitorul dă bani pentru lucrarea care se face. Noi suntem bucuroși că e o sursă de finanțare. Acum semnăm noi contractul, dar nu avem control asupra constructorului. Asta vreau să spun. Că nu contează cine cu cine se face contractul. Se nu. Deci lucrarea se face. Deci, lucrarea avea termen de execuție prin ianuarie. Problema este că e sfârșit de an, sunt foarte multe ani. Problema cu la sfârșit de an. Da. Dacă îți dau bani, termină la anul lucrat. Dar dacă nu îi dau bani, da, s-a lucrat. Când o văd, s-a lucrat. Nu, eu sincer, nu sunt mulțumit că s-a lucrat. Că nu s-a lucrat. Și nu aveți cum de internet. Nu, am făcut adresă la CNI. Așa, am adus la cunoștință că agentul economic își sistează lucrările de datorită cu banii pe care le-am finanțat, n-am primit niciodată, nici nu e în seama.